Accident în sectorul 5 al capitalei. O mașină a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a fost izbită în plin de o alta care circula regulamentar la intersecția dintre calea Rahovei și strada Petrei Ispirescu. Șoferul de 27 de ani nu a ținut cont că semaforul era roșu. În vehicul se mai aflau încă patru persoane, un copil de 8 ani, un bărbat și două femei. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat iar una dintre femei a fost proiectată pe geamul mașinii. Cealaltă pasager a fost și și a fost scoasă din autoturism cu ajutorul martorilor. Cele două femei au fost transportate imediat la spital. Conducătorul auto de 27 de ani, celălalt pasager și copilul au scăpat nevătămați. De-a fără a scăpa și celălalt șofer implicat în accident, tânărul care a pătruns în intersecție pe roșu este cercetat acum penal de polițiști.